Crucea Roșie Bacău, în parteneriat cu tineretul organizației municipale a PDL, a organizat joi seara un seminar dedicat elevilor băcăuani doritori să deprindă tainele acordării primului ajutor. Subtitlul Tu știi să acorzi primul ajutor, aproximativ 160 de elevi din mai multe școli băcăuane au participat la lecțiile oferite de efective ale Crucii Roșii în sala de ședințe a Direcției Agricole Bacău. Evenimentul a beneficiat de o susținere substanțială din partea lui Dorin Chirilescu, șeful organizației de tineret a municipalei PDL. Acesta s-a declarat surprins de numărul mare de elevi participanți. Mă bucur că sunteți atât de mulți, neașteptat de mulți. Acest lucru este un semnal pozitiv. Se pare că există într-adevăr interes în ceea ce privește acordarea măsurilor de prim ajutor. Vrem să salvăm vieți și mai ales suntem tineri interesați de acest subiect. Crucea Roșie a onorat evenimentul la cel mai înalt nivel, la seminar fiind prezent Marcel Babliuc, directorul filialei Bacău a Crucii Roșii. Cursul a fost susținut de paramedicul Ioana Cleanu, alături de voluntarii Ioan George Cristian, Ioan Gabriel Dabija, Vârlan Doina, Petrescu Ștefan și Sofrone Silviu.